nicio amestecare deci, de termeni. Da, folosiți niște lucruri, pe mine mă speriați la un moment dat, pentru că ați spus mai devreme, mă simt precum Iisus Hristos răstignit. Da, la un moment dat așa mai simt. Deci credeți-mă că în puțina mea cunoaștere în religie, mi se pare cea mai mare blasfemie pe care am auzit-o vreodată. Domnul meu, așa nu aveți, simțit, domnul Adrian, așa nu aveți cum să vă simțiți precum Iisus Hristos răstignit. Deci chiar n-aveți cum. Realizați că n-aveți cum? Auziți, domnule Lucian. Nu, mai puțin, da, domnul Costi. O singură... Domnule Lucian. Domnul Costi, două secunde, o întrebare și un răspuns. Domnul Valentin, eu nu copiez pe nimeni. Nu, eu atât vă întreb. Domnul Adrian, atât vă întreb și să-mi răspundeți sincer. Da, Valentin, da. Realizați că nu aveți cum să vă simțiți precum Domnul Iisus Hristos răstignit? Atât, întrebare și răspuns. Realizați? Sincer. Realizați? Domnul meu. Nu, vă... Scurt și la obiect, nu mă amestec în, pe după gar, pe după... Dumneavoastră vreți, Valentin, vrei? Dacă sigur, poți să îmi puteți... Mă scuzați că vă întrerup, vreau să citesc un mesaj. Nu. Două secunde. Pe mă numesc Cezar, am 29 de ani, actual locuiesc în Italia, la Roma. Vreau să-i spun domnului prezent în emisiune să înceteze orice blasfemie și mai ales să-și aducă aminte că una din porunci este să nu porți numele Domnului în deșert. Corect. Este foarte corect. Asta vreau să spun și eu. La microfon, la microfon. Deci, ce am putut eu să spun, aiure? Deci dumneavoastră, în momentul în care ați intrat aici, ați comis o greșeală, haideți să-i spunem, fatală. Și anume, în momentul în care vorbiți despre Sfânta Fecioară Maria, așa, nu puteți să-i spuneți că unul dintre învățații acestei și unul dintre învățații acestei lumi și îl puneți pe Rahman Bahman Brățașul ăla, îl puneți pe același stadiu cu unicul fiu al lui Dumnezeu. Este ca și cum acum ar veni unul care aparține religiei islamice și cunosc destul de ăștia, care spun că Domnul Iisus Hristos este un profet ca și profetul Allah, adică e pe aceeași scară. Nu, eu n-am spus că e un profet. Atenție mare! Eu am spus că e maestru cosmic. E diferent. Maestru cosmic. Domnul meu, maestru ăsta al cosmosului, dacă tot vreți să înțelegeți lucrurile, înțelegeți un lucru. Cosmosul este, dacă vreți, tot ceea ce înseamnă Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu nu poate să însemne decât ceea ce este Dumnezeu. Nu poate fi Fiul lui Dumnezeu un învățăcel pus pe aceeași treaptă ierarhică cu Vasilică Lomsan Grampa sau alți vasilici de ăștia. Mă înțelegeți dumneavoastră? Ăștia sunt mici copii și mă lăsați cu poveștile astea cu un eon. Că dacă vă încep să vă iau la puricat, acum să vă întreb dacă știți măcar de Purușa, de relația Atman-Brahman și așa mai departe, eu cred că sunteți undeva pericul dumneavoastră așa pe jos din punct de vedere al culturii. După cum conduceți dumneavoastră discuția, nici n-are rost să vă răspund. Păi știți ce înseamnă Purușa? Atman, știți ce înseamnă? Realitatea, legătura, Upanishadele le-a studiat. Alo, Upanishadele le-a studiat. Păi tot vorbiți aber. Dom'le, deci puneți Dumnezeului mâna pe o carte, pronunțați Babagajita. Păi ce sunteți, Doricocefal? Se cheamă Babagajita. Da, păi, bun, domnul meu, gata, ce să mai... Păi de ce spuneți? Păi, avem un telefon. Da. Alo, măcar bună seara. Învățați dacă vreți să faceți niște... Da, domnul Adrian. Alo. Vă ascultăm, domnul Adrian. Bună seara. Bună seara. Înghit ochelarii. Bună seara, domnul Lucien. Vă ascultăm. Și bună seara, invitați. Preoții, de ce nu sună, domne, sau dumneavoastră sunteți preoți care sunați toți? Ca să înțeleg și eu un lucru. Domnule, eu sunt Adrian Stoica și pot fi și preot. Gata, știu cine sunteți. Sunteți purtătorul bisericii, da? În cârcă. Da. Am o rugăminte. Domnul Lucian, dumneavoastră i-ați băgat la mijloc pe invitații dumneavoastră, da, și cu tot respectul pentru dumneavoastră și pentru emisiunea dumneavoastră, vreau să spun că așa ceva nu se face. Mulțumesc frumos, mă scuzați că n-am înțeles, mulțumesc. Și ca drept dovadă vreau să vă spun ceva. Ați pomenit de Duhul Sfânt, dumneavoastră, domnule Lucian. Iubire divină pentru dumneavoastră, domnul meu. Mulțumesc. Acum am și o părere. Eu nu am decât 8 clase și am citit vreo 2 sau 3 cărți. Dar Duhul Sfânt, cel puțin, după cum este explicat de Rudolf Steiner, sau cum vreți să-i spuneți... Gata, mă lăsați, dacă m-ați luat cu Rudolf Steiner... Domnul, haideți, dacă m-a luat cu Madame Blavatsky, cu Rudolf Steiner,
Nu mai trebuie să mesticați acum și despre Götterhaum. Lăsați-mă cu antimasonii. Vă rog eu din sufletul meu. Eu știți ce fac cu Rudolf Steiner? Nu știu cum să-l șterg din memoria mea că eram retardat. Dați-i puțin microfonul domnului, că vorbește mult. Domnul inițiat. Deci domnul Rudolf Steiner, aruncați-l domnul meu peste geam, că vă face rău sufletului. Vă rog eu din sufletul meu. Vorbiți-mi, dacă vreți să vorbiți de Madame Blavatsky și de Rudolf Steiner, nu vreau să comunic cu dumneavoastră. Vă rog eu mult de tot. Deci am văzut. Sunteți așa o mânuță de New Age-iști, o mânuță de mici magicini de ăștia. Dacă tu ești altfel, îți accept invitația în emisiune. Moșu. Frate, pare rău, așa simt. Hai să te rog ceva. Păi dacă vine plecăm, că și așa e târziu, îmi cer scuze. Cer iertare tuturor persoanelor. Te rog eu ceva frumos. Uite, eu vorbesc cu tine frumos. Nu are rost să mai stau, m-ați făcut în toate felurile. Micuțul meu, te rog din sufletul meu. Eu ți-am spus ca... Pe fratele meu, geamă, l-a spus pe cruce. Deci, ce? Și nu mai discutăm și pe asta. Cătălin, mai ai pastilele alea, tati? Nu mai, stați. Da, bună seara. Îmi cer scuze, n-are rost, am plecat. Da, bună seara. L-au pus pe fratele geamă pe cruce. Se refera la Domnul Iisus Hristos. Da. Da, bună seara. Loviți de noi direct. Ce stăm aici? Dar ar trebui să vă calmați. Loviți noi cine? Adrian. Nu, dar noi cine? Nu, dânsul lăsați să lăsăm pe domnul la o parte. Domnul Vasile are altă treabă. Eu cred că dânsul e un om. Da, avem un telefon. Bună seara. Bună seara. Alo? Da, vă ascult. Bună seara. Da, domnul Marian. Ce pot să spun? Este că domnul Lucian... Aveam mari pretenții la emisiunea noastră, deja sunt un fan al emisiunii în ceea ce privește desfășurarea. Dar problema este că aș fi vrut să vorbesc cu, adică să vorbesc, să-l transmit domnului Mihai, cel Marius. Care e colegul domnului Marius. A, da. Da, vorbiți cu se domnul. Poate da, vă rog, puneți, focalizați-l pe domnul Mihai. Da, vă rog frumos. Cu mare stimă, domnul. Domnul Mihai, bună seara. Cu respect vă adresez în, hai să zicem, emisiunea asta, dar aș avea o mare rugăminte la dumneavoastră. Dacă se poate, puteți să plecați împreună cu colegul dumneavoastră, pentru că, sincer, din tot sufletul vă spun, nu are niciun rost emisiunea, adică, de fapt, cu ce ați venit dumneavoastră în emisiunea respectivă. Se spune acolo noaptea talentelor. Eu nu știu ce fel de talent are colegul domnul dumneavoastră, meu. Ați fost foarte reținut. Eu arăta talent sau om? La ce arăt eu aici? Domnul Marius, cu dumneavoastră nici n-aș vrea să mai vă văd în emisiune, nici măcar să vă ai... Talentul nu ține de om, domnul Adrian, sau cum? Asta am spus și eu. Cu domnul Vasile are un subiect foarte interesant, se poate discuta. Eu l-am cunoscut pe domnul Tonciulescu, sunt o sumedenie. Aici se poate vorbi de domnul Densușanu, sigur că da, este o carte de căpătâi, exact. Se poate putem Mirce, vorbi de foarte, adevărul divin. Putem vorbi despre foarte multe Scala lucruri, Demetrescu. Dar... Domnul Lucian, cu tot respectul, îmi cer scuze că vă întrerup. Luați microfonul domnului cel cu ochelari. Mai bine discutăm cu domnul Mihai, pentru care cred că are mai multe de spus și de comentat. Eu nu înțeleg ce caută dumnealui, adică vorbesc de domnul Marius în emisiune. Cu tot respectul. Dacă dânsul mai trântește, dânsul a trântit microfonul. Eu îl pot să-l chem pe Cătălin și Cătălin știe că costă 1000 de euro un microfon. Știu, vă înțeleg și pe dumneavoastră, dar problema e următoarea. Vă rog, dacă... Alo? Da, vă uitați să aveți aici pe domnul Mihai. Îl văd în ecran pe tot